bine v-am găsit la prof online cu exerciții de matematică. Sigur, trecem la Mario și abia așteptăm să intrăm în niște probleme frumusele, așa cum le are acolo formulate, dacă sunt câteva probleme la care putem să ne oprim. Acelea care, din nou, sarcina mare a ta este, Mario, citim cu atenție, o dată, de două ori, cu șapte ori, până când înțelegem bine și, în urmă, reacționăm. De la spate. Așa, trebuie, așa. Vrede să vedem cum merge. Hai să vedem. Te rog, citește. Anisia citește o carte cu un număr de pagini. Acest număr are cifra zecilor, este succesorul celui mai mic număr par de o cifră. Stop, 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 așa. Hai să insistăm. Deci citește o carte. Cifra zecilor. Cel mai mic. Cel mai mic, cum? Da, cifra zecilor este? Ce? Succesorul celui mai mic număr par de o cifră. Zero cel mai mic. Așa. Și succesorul? Succesorul 1. 1. Deci, atenție, vezi ce înseamnă cum ai prins informația? Este succesorul celui mai mic cifre pare, da? De o singură cifră. Că dacă spunea, nu, dacă lipsea succesorul celui mai mic număr par mai mare decât 0. Mai mare decât 0, atenție, tot spre 1, dar folosește succesorul. M-aș spune pe... Adică să vadă dacă tu știi ce înseamnă succesor. Asta e toată șmecheria. M-aș spune pe 2. Da? Și deci, ca să te duci, să nu cumva să te duci la 2. Dacă te duci la 2, dacă tu gândeai că cifra, să zici, numărul par dintr-o singură cifră... 2, 0, 2, 4, 6, 8. Da. 2, 4. Deci 0 se împarte la oricine, da? Deci, vezi ce spune acolo, citim mai o dată, mai atent. Anisa citește o carte cu un număr de pagini. Acest număr are cifra 10-lor, este succesorul celui mai mic număr par de o cifră. Deci cel mai mic număr par de o cifră. Numele pare, ce înseamnă? Ce calitate au? Adică care au soț. Care se împarte exact la 2, da? Deci se împarte exact la 2. Numerele care se împarte exact la 2 sunt cine? Pare. Sunt pare. Și sunt cine? 0, ai spus? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 și așa mai departe. Dar dacă spun dintr-o singură cifră, nu ne mai ducem la 12. Nici la 10. Nici la 10. Vezi? E dintr-o singură cifră. Adică ne trimite spre ideea că e dintr-o singură cifră, așa cum ai spus, 0 și pe urmă 2, 1 este, da? Cifra 10, e 1. Bun. Mai departe. Ce informații mai avem? Te rog. Cifra sutelor este predecesorul celui mai mare număr impar mai mic decât 5. Cifra sutelor. Aici te spun la sute, nu? Aici la sute și aici la unități. Cifra sutelor este? Cifra sutelor este predecesorul. Stop. Ce înseamnă predecesorul? Cel dinainte. Așa, predecesorul. Celui mai mare număr impar mai mic decât 5. 3. Așa, 3. 1. Și atunci? 1. Este... Pentru că spune impar. Este predecesorul celui mai mic celui mai mare, număr impar mai mic decât 5. Păi cine este? Păi 3. Deci predecesorul celui mai mic mai celui mai mic număr mai mare. Celui mai mare număr impar. El mai mic decât 5. 3. 3 este. Și predecesorul? 1. Pentru că spune impar. Dar nu spune impar. Ia uite mai. Mai mare număr impar, mai mic decât 5. Citem de la început, că aici e partea, de la virgulă, aici partea a doua. Iar cifra sutelor? Iar cifra sutelor este predecesorul. Predecesorul stop, adică va fi unul mai puțin decât?
decât numărul impar mai mic decât 5. Decât numărul impar mai mic decât 5. Este 3, ca așa se spune, nu? Da. Și predecesorul lui 3? 2. 2. Deci nu el la rândul să fie impar. Doar este predecesorul, dacă spuneai predecesorul impar a celui mai mare, număr mai mic decât 5. Deci el, predecesorul, nu mai este impar. Numai atât, e predecesor, cu unitate mai mic, mai mic decât 3. Deci noi l-am descoperit pe 3 din raționamentul făcut, din tot ce a spus problema, că e mai, el e impar, dar mai mic decât 5. Și acum ne oprim la predecesorul său. Predecesorul fiind 2. Deci cifra sutelor este 2. Bun. Deci, 10 le-am văzut că e 1. Sutelor e 2. 10, 1. Așa am zis, nu? Și unități. Cu 2 mai mare decât suma dintre cifra 10-lor și cifra sutelor. Din acest număr de pătrunși... Da, stop. E cu 2 mai mare decât... 2 mai mare decât suma dintre cifra 10-lor și a sutelor. Stop, oprește. 2 plus 1, 3. Plus 2, 5. Asta este numărul 215. Din acest număr de pagini, Anisia citește cel mai mare număr par de trei cifre mai mic decât 156. 154. Deci, n-am înțeles că ai zis foarte repede, eu înțeles greu. Deci, din această carte... Ați vrea să-i văzut acum această sătătură, dar ce faci? Din acest număr de pagini, Anisia citește cel mai mare număr par de trei cifre mai mic decât 156. 154. Așa. Deci, 154, da. Deci, citește cel mai mare număr par din trei cifre mai mic decât acesta. Și 156, 256, da? 256 e bine? 255. 255 este iată cel mai mare număr par. Decât 154. 154. Deci Anisia citește cel mai mare număr par de trei cifre mai mic decât 156. Decât 156. Ea citește 154. 154, da? 154. Citește. Și acum putem să aflăm cât e mai mult de citit. Cât mai este? 215 minus 154 este egal cu 61. Minus 154 egal cu 61. Egal cu 61. Hai să mai exersăm un pic. Hai să mai exersăm un pic. Că tot aici, care a fost secretul problemei? Ce a vrut autorul din această problemă? Să vadă ce înseamnă predecesor și succesor. Par și impar. Da? Și cum atribuim, succesorul sau predecesorul și mai mare și mai mic decât un număr, da? Aici a fost paritate, imparitate. Acestea au fost lucrurile. Deci, hai să le punctăm. Succesor, predecesor, da? Succesor, predecesor, impar, așa, impar și par. Care este succesorul cu 2 mai mare al deci succesorul cu 2 mai mare, succesorul impar cu 2 mai mare al numărului 14. 13. Succesorul cu 2 mai mare 15. Al lui 14, nu? 15. Și este 15, e succesor. Iar predecesorul este 13. 13. Da, tot impar. Aceste lucruri vreau tare mult să fie foarte clar. Dacă sunt clare, atunci nu mai avem de rog probleme. Bun.
Mergem la altă problemă. Hai, te rog să vedem o alta. Maria are într-o cutie 17 bile albe și 8 bile negre. Pentru deci, a fi sigură că a scos cel puțin 2 bile negre, fără să le vadă, Maria trebuie să scoată 19. 7 și cât? 8? Bile? 17 bile albe, da. Și 8 bile negre. 8 bile negre. Și trebuie să scoată 19 dacă are ghinion. Pentru a fi sigur că să scoată 2 bile negre. Deci pentru a fi sigur că scoți și 2 bile negre. 19. 17 plus 2. Da? 17 pentru că ea are ghinion, deci minim 19 bile scoase pentru a fi sigură că a scos 2 bile negre. Și pentru a fi sigură că minim, da? Minim. Și pentru a fi sigură că a scos o bilă albă, cât trebuie să scoată? Trebuie să scoată o bilă albă. 9. Și ca să fim siguri că a scos, că scoate 3 bile albe, 11. Pe cele toate, ghinion scoate 8 și iată că, dar dacă aș spune așa, pentru avem 17 bile albe, 11 negre și 23 roșii. Și 23 roșii. Câte bile trebuie să scoată Maria pentru a fi sigur că scoate și o bilă albă? Care e numărul minim? 35. 35. Corect. Corect, pentru că tu ai zis ghinion, scoate negre și roșiile și ia și una de acolo. La fel, pentru a scoate 2 bile roșii, pentru a scoate 2 bile roșii, are nevoie de 2 bile roșii? Da. 30. Deci, 30 de bile ca să scoate și o singură bile roșie. 2 bile roșii, cum am spus. Corect. O altă problemuță? O pare cântărește cu 2 roșii. Teodor cumpără 3 kg de pere. Adică 2 ori 3. 2 ori 3, 6. Știm că într-un kilogram intră 4 pere și 3 kg. Și în 3 kg intră 4 plus 4 plus 4, 4 plus 3, 16. Eu trebuie să spun că n-am înțeles programul și de aceea te rog. Eu am înțeles-o. Nu, tu ai înțeles-o, dacă n-am fost atent. Eu n-am fost atent. Hai, citește cu... O pară cântărește cu 2 roșii. Deci, o pară, una pară, egal 2 roșii. Teodor cumpă 3 kg de pere. Am înțeles. 3 kg pere. Știi că într-un kilogram intră 4 pere. Așa. În 3 kg intră... Un kilogram egal 4 pere. În 3 kg, 4, 3, 12. Bun. Deci rezultă din tot ce ai spus până acum, când 4 în 3 kg egal 4 ori 3, 12 pere, da? Avem 12 pere. Și ce întreabă problema? Că nu am înțeles până acum. Care e întrebarea? Dar am rezolvat-o deja. Dar nu știu eu. Nu, pentru că nu este 12. Nu, deci păi nu citești. Păi da, dar ne citești problema. Aici e marea problema. O pară cântărește că 2 roșii. Teodor cumpă 3 kg de pere. Am înțeles. Știm că intră în 3 kg, intră 4 pere. Așa. În 3 kg. Dar citește complet. S-a terminat întrebarea? Da. 18.
15. Dar atunci ce treabă are cu roșiile? Nu înțeleg problema. Pentru că spune cât că... Eu ar să întreba câte kilograme, câte roșii sunt în cele 3 kilograme. Câte roșii ar trebui echivalentul lor. Când ar avea problema, este neterminată. Am citit eu tot, iar să când am la măcărat, la minte, o să știu. Ia. Ia. O pară cântărește cât două roșii. Foarte important. Nu degeaba informația asta. Așa. Teodor cumpără 3 kilograme de pere. Am înțeles. Știm că într-un kilogram intră 4 pere. Așa. În 3 kilograme intră? În 3 kilograme, dacă într-un kilogram intră 4, 3, 12. Aici problema n-a fost terminată. Că n-ar avea nicio legătură cu asta. Deci, dacă ar fi fost dată numai atât, fără asta, da, înțelegeam. Și... Mi-a dat 24 de roșii răspuns. Așa! Câte roșii ar fi putut? Fără întrebare. Câte roșii? Câte roșii? Era clar că spunea o pară cât două roșii. Două roșii. 3 kilograme. Ai 12 pere. Da. Fiecare pară înseamnă două roșii. Două roșii. E două ori mai mult. Și atunci sunt 24 de roșii. Da, dar nu a fost complet. Dar a fost complet și ala lor. Dar să știi că nu ți-o vedea așa. Deci trebuia profesor sau cei care anunțau problema, trebuia să o corecteze. Da? Câte roșii a fi cumpărat? Câte roșii ar fi cumpărat? Și răspunsul este ăsta. 12 plus ori 2, 12 ori 2, egal 24 roșii. Da? Uite că... De aceea spuneam, n-am înțeles-o, nu vedeam rostul cu partea asta. Altceva, te rog frumos. 17. Succesorul predecesorului celui mai mare număr impar de 3 cifre diferite este succesorul predecesorului. Așa. Adică cum ar fi? Celui mai mare... Adică, urci, scaz. Așa. Adică un număr, urci. Nu, urci, scaz. Și nu mai împart de 3 cifre diferite. Deci întâi trebuie să alegi 987. Deci cel mai mare număr impar... 987. Din 3 cifre diferite. 900, 87. Ca să fie la sute cel mai mult, nu? 87, 988, după aia va veni... Deci, 987 egal număr impar 87. Din 3 cifre diferite. Da? Este cel mai mare, da? Cel mai mare. Foarte important. De cel mai mare număr impar din 3 cifre de... Acum, ce spune? Succesorul, predecesorul, celui mai mare număr impar de 3 cifre diferite. Este. Tu răspunzi. Este 986. 986. 6. Pentru că el crește, după aceea scade. Așa. Adică va fi 988, după aia iarăși 987, după aia 986. Ai putea da echivalentul problemei acestea, decât așa, tortocheatul, succesorul, predecesorului. Dă-o tu ca să ajungi la 986. Predecesorului. Nu, care este nu. predecesorul? Cel mai mare număr impar de 3 cifre diferite. Atât. Pentru că te-ai dus sus, te-ai dus înapoi și atunci s-a anulat acela. Și atunci, iată, dar dacă te întreb eu acum, care este predecesorului, numărului celui mai mare? Diferite? Da.
Deci are succesorului, predecesorului, predecesorului. 987, sigur că da. M-am dus 2 în sus și 2 înapoi. De 2 ori succesor, de 2 ori predecesor și gata, l-am anulat și a rămas același. Deci atenție la formulare de asta. Da, da, da. Doar trebuie să fii foarte, foarte da, am urcat ce înseamnă succesor, predecesor. Și aici a fost ascuns și ce înseamnă cel mai mare număr. De 3 cifre diferite. De 3 cifre diferite. Care e cel mai mic număr? 998. 998. Da, nu mai erau cifre diferite. 997, dar nu era număr. Deci dacă aș fi fost 998, nu era diferite. Nu mai erau diferite. 997 era impar, dar nu erau diferite. Dar dacă aș spune cel mai mic număr din 3 cifre distincte, impar. Cel mai mic număr... 101. Nu, 103. 103. 103. Ai băgat 100, că n-ai ce face, e prima cifră. Pentru că orice ar fi impar sau par, nu contează. Așa. Și fiindcă vrei la cel mai mic la 10, e zis 0. Așa. Și unul nu puteam. Unul nu puteai că deja unul le-ai folosit și atunci... Doi nu puteam. Nu, că îți dădea par. Și trei erau... 103 este iată. Și în legătură cu 100, cu cel mai mic număr din 3 cifre distincte, dar cel mai mic număr din 4 cifre distincte, care ar fi? Cel mai mic număr? 1120... Cum? Cel mai mic număr... Impar din 3 cifre, din 4 cifre distincte. 1235. 1235 este cel mai mic. Număr impar. Ia mai gândește. Păi da, după 1 cobor. Da. 1135. 1135. 1135. Da, deci 1000. 0. Da. 30. Dar de ce cu 3? Cu cât merge? 1 0. 20. 2. 3. De la 1235. Deci vezi, nu trebuie să trebuie să fii foarte atent. Dacă se vrea cel mai mic... Dar nu e așa. Bun, eu am anunțat așa o chestie. Să fie și cu întrebări și cu... Asta, împărțiri și o să întrebăm pe ea, o să ne ajute ea. Da, împărțiri, că n-am făcut încă împărțirea. De-aia știu. Așa. Bun, altă întrebare. Hai, vezi ce mai este acolo. Sunt numerele de forma AB cu bară deasupra, cu cifrele consecutive, deci ordine, crescătoare și descrescătoare. Deci scrii numele AB cu cifre distincte? Nu. Cu cifre consecutive. În paranteză, ordine, crescătoare și descrescătoare. Adică poate să fie 12, 23, 45, 56, 78, 89. Atât. Crescătoare, dar ai spus și descrescătoare, nu? Sau cum mai citești doar? Scrieți numerele. Scrieți numerele sunt numerele de formă AB, bar deasupra, cu cifre consecutive. Ordinea crescătoare și descrescătoare. Și descrescătoare. Adică putem să le facem, putem să scriem 12. Sunt câte numere de forma AB cu bară deasupra? Să le aflăm câte sunt. Te scrie sunt, căsuță liberă, semnul întrebări. Sunt câte numere de forma AB 180. Cu bară deasupra, cu cifre consecutive? Câte numere sunt? Sunt de două cifre. Cu consecutive. Cifrele consecutive, 20. Crescătoare și descrescătoare. Adică... Așa, uite, da. Vezi, aici se înțelege problema. Nu ne grăbim. Să vedem câte sunt. 1, 2... Nu alegem. Trebuie să scriem, că dacă le alegem, nu ne simt. Nu, nu am făcut nimic. Deci, 12. 12, 20.
34, 36, 37, 38, 56, 57, 68, așa, 89, da, și atât. Și atât, da? Astea sunt ordini cu cifre consecutive crescătoare. 16, da. 2, 4, 6, 8. Să vedem acum unde sunt crescătoare. Păi sunt la fel. Adică? 16. Ar fi cât? 98. Deci le luăm invers, nu? Da, 98. 98. 87. 87. 76. 76. 65. 65. 45. 45. 43. 43. 23. 23. Și 21. Și 21. 23, așa e bine? Nu, 32. Ca să apară descrescătoare cifre, da? Deci da, sunt, înseamnă că sunt 16. Deci dacă nu le-ai fi scris, cum nu ai răspunsul la acolo tu, tu... Mai putem scrie încă unul? Da. Care este încă unul? 10. Vezi, aici a fost calcana. A fost la ăsta. Înainte nu puteai să zici 0-1. Da? 8 cu 8, 16, gata, 16. Gata, te-ai mulțumit și era totul terminat. Și dai răspunsul ăsta și atunci este o calcana. Și la standard, nu e excelență, adică... Nu, de a treia. La trei. Da. Da. Uite, deci, pe a treia. Deci atenție, da? Și 10. Ăsta, la ordinea descrescătoare... Nu, pui și puțin putem spune. Neapărat. Dacă ne spune de ce e prea, putem spune 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Deci ce a ascuns autorul aici? A ascuns, știi tu să vezi cu cifre crescătoare acestea? Da. Și la descrescătoare a ascuns chestia asta. Altfel de, deci de punctat. Da. Da, înainte de ce nu putea spune... Păi cum să pui 0? Nu puteai toată cifra 10, nu mai e două cifre, e două cifre, e 1. 10. Păi dacă scriam 0, 1, cum citim? 1. Nu. Păi 0, 1? Da, da. Deci nu are 0 din față, nu are nicio semnificație, adică nu se indică la cifra unități, zecilor, sutelor, dacă ar fi pus acolo... Nu se poate începe un număr cu 0. Cu 0. Cu zero. Zero. Așa. Adică dacă ar fi 0, ar fi o... Deci este o greșeală, n-are, nu e o greșeală. Nu are rost acolo. N-are rost. E anulată. Dacă încep cu 0, nu există adică... cifra aceea de pe poziția respectivă. Adică nu. Spune 001, că vrei scrie... 001, că scrii tu așa... Adică, baza 10, nu avem nicio legătură. Altceva, te rog. Hai să mai vedem. Blocul lui Mihai are 4 scări, A, B, C, D. Pe fiecare scară sunt 14 apartamente cu 4 camere și câte 3 apartamente cu 3 camere. Mihai numără apartamentele și găsește... Mai vedea. Mai citim. Mai citim. Blocul lui Mihai are 4 scări. A, B, C, D. A, B, C, D. Și D. Sunt scările. Pe fiecare scară sunt 14 apartamente. 14, da? Pe fiecare scară. Da. Pe fiecare scară, câte 4 camere. Și... Deci de două tipuri. Cu 4 camere și cu 3 parte, nu? Da, 4 camere și cu 3. Bun. Pe fiecare scară sunt și apartamente cu 4 și cu 3. Adică, mai departe.
Apartamente cu trei camere. Câte apartamente cu trei camere? Nu. Deci pe fiecare scară sunt 14 apartamente cu 4 camere și câte 3 apartamente cu 3 camere. Adică până la ce? Am înțeles. Ați înțeles, da? Deci 14 apartamente cu 4 camere și câte 3 apartamente cu 3 camere. Wow. Adică B, C, D cu 3 camere. Aici e tot secretul. Hai, încă o dată, tu trebuie să-ți nu, dai de ce de. Deci, fiecare scară sunt 14 apartamente cu 4 camere și 3 camere. Deci 14, atenție, 14 sunt cu 4 camere și câte 3? Și? Nu zice 3 camere. Și câte 3 apartamente cu 3 camere. Și câte 3 apartamente. Deci la cele 14 care sunt cu 4, Da. Așa, mai vin încă, încă 3. 3 apartamente. Deci plus 3 apartamente cu 3 camere. Deci vezi, practic pe scară sunt în câte? 17 apartamente. 17 ori 4, 4 ori 7 este egal cu 28. Plus 3. Apartamente. Și ți-e întreabă problema? Mihai numără apartamentele și găsește 68. Așa. Deci găsește 68 de... Da. Și ar fost interesant să spună câte camere găsește. Câte camere au în total. Ia să gândește și asta. Deci așa sunt 68, nu? Că ați spus cu 14, adică 7, 3. Cu 4 și astea cu 3 camere. Așa. Aici 14 plus 3. 14 plus 3. 14 plus 3. Așa. Și aceeași distribuție, 4 și 3. 4 și 3. 17. Deci e 7 ori 17? Da. Așa e bine? De ce e 7 ori 17? Pentru că dacă ar spune câte camere numărăm, câte deci apartamente sunt 17 cu câte 4 și 3 camere. Așa. Mă scrie 17 ori 7. Da, de ce 17 ori 7? Că zici 17 ori 7. E de parcă fiecare apartament ar avea 7 camere. Păi n-au 7. Păi ia uite, 14 sunt cu 4. Da. Și 3 cu 3. 3 apartamente. Câte 3 camere. 4. Cum afli tu câte camere sunt în total în blocul acela? 14. 14. 14 ori 4 și 3 ori 3. Așa. Deci da, am avea 14 ori 4 plus 3 ori 3 și totul de mulțit rezultatul ăsta cu cine? Cu cine mulțim? Tot ce va da acum, cu cine trebuie să mulțim? Câte scări sunt? Câte scări? 4. Da? Da? Și facem total 4 ori. Hai să vedem calculul. Dar de acum calculul este simplu. Corect. 61. Deci face aici... 61. De ce 61? 4 ori 4. Nu, dar tot. Toată parenteză face 61. Face 61? Da. Sigur? Păi 14 ori 4 va da 52. 4 ori 4? Nu, 14 ori 4 va da 52. Păi nu, 52. 4 ori 4? 4 ori 4, 12.